fuck is this thing? Salut, sacalilor! Ce faceți? Bă, s-a întâmplat, bă! Uite părul, bă! S-a terminat oficial cu Chelia și la asta o să ne uităm astăzi. O să vă povestesc, de fapt, o să vă arăt reacționând la clipul lui frate-miu, pentru că a făcut un clip cu... I-am făcut cadou implant de părul lui frate-miu. Și chiar așa a fost. Se pare că mi-a făcut un prank, dar un prank frumos. Tocmai de-aia vreau să lăsați un like, fraților, pentru toată chestia asta, dacă vreți. Pentru că oficial de acum, Nic, o să aibă păr. Ia hai mă să ne uităm la clip. Ideea e că trebuie să-mi țin o leacă căștile așa, știi, că nu prea am voie să pun pe zona asta unde abia am făcut implantul. Vedem împreună cum o decurs și cum s-a întâmplat și la finalul videoului vorbim mai mult. Ia. Situația cu părului, frate meu, s-a agravat. Primele simptome au început pe data de 28-2020, adică exact de ziua. Câteva luni mai târziu, situația s-a agravat din ce în ce mai tare, iar eu nu mă mai puteam mă prind în râs când am văzut când începe. Bă, scuze că pun pauză aici. Dacă îl vedeți, el are o lacrimă aici la modul pentru că o râs până început, o plâns de râs, cum ar veni când o văzut că e ochelesc în mijlocul capului, știi? Și atunci eu m-am întristat super tare, știi? Și el a început să râde de s-o chișat pe el, efectiv. Acum 5 luni de zile a început situația din ce în ce mai chel pentru că nu mai avea cu ce să-și facă freza. Dar azi lucrurile se schimbă. În ultimele două luni m-am interesat de mai multe clinici și am decis să-i fac cadou un implant de păr. Am încercat să-l motivez atâta timp trimițându-i o grămadă de TikTok cu oameni care l-au făcut părul înapoi, însă nu au vrut absolut deloc. Dacă vă place videoclipul ăsta, să dați un like, să lăsați un comentariu acolo. Ia like-ul frate-miu, i-am dat. Cât timp am fost eu plecat cu frate-miu, mama am potrivit bradul și dat-o dacă cât de fain arată. Păi vă dați seama că noi împrejim, noi deja am făcut bradul. Am dus mașina la acolo, am dat eu, mă. Și noi deja avem bradul făcut. Frate-miu n-are habar absolut deloc ce urmează să se întâmple. Uitați aici biletul de avion și, bă, nu știu, am așa de mare emoții, n-aveți habar, mă, pentru că, bă, are 23 de ani, bă, îi trebuie să le păr în cap, bă. Marș, mă! Un an, v-am zis, efectiv de un an mai au de el să-și pună păr în cap. Marș! Da, frumos, musculoasă, e chel în cap. Nu, nu, pă, bă, nu, pă. Deci avem aici biletele, check-in-ul, film. Mă, și-o luat omul în biletele mele. Contează, astea le ascundem aici după pernă. În schimb, asta contează și cred că o să pun... What the fuck? Deci o să vedeți că eu n-am crezut că era lăsat ceva. De ce l-o complotat cu maică-mea să facă bradu, cât eu am fost duc mașina la colantat? Ia uite aici, Istanbul, București. O să vadă aici, detalii zbori, Istanbul. Am emoții foarte mari și eu și mama suntem la fel, gen, efectiv, nu mai putem, abia așteptăm să vedem reacția. Și nu ne vine să credem că până la urmă chiar o să-l vedem pe ăsta cu păr în cap. Adică, nu știu, e ciudat, am obișnuit prea mult cu el fără păr în cap și acum să-l vedem cu păr în cap, să fie wow. O, ce rad. Băi, sincer, nici n-am văzut că o pus telefonul aici. Ei, ești prost, ce faci? O venit o Crăciunul la cum de vrem. Ești prost? O venit Crăciunul și... De ce glumezi? Păi ce-i noiembrie, ce-i decembrie? E una de ce-i pus bradul? Ui, ce fața de prost! O vine Moș Crăciunul acum mai devreme. Bă, dar nu înțelegea! Vezi cum mă l-am împodobit. Mă, ce? Eu așa dislexic, până citesc. Ce asta, ești terminat? Păi bagajul când mergi spre Turcia, ratat. Dă jos șapca. Mă! Că după Turcia, o să pot să ții fără. Nu astea-s pe bune. Mamă. Istanbul. Merge să-ți faci în plan, bă. Bă, ești terminat. Bă, what the fuck, fraților. Deci, efectiv, sunt șocat când mă... Deci, nu-mi vine să cred. Deci, eram așa șocat, nici n-am văzut când spatele meu cum ar veni. Bă, era un telefon, dar știi cum l-a lăsat? Așa. Bă, nici măcar nu l-a scos. Ia, ia. Nu cred. Bă, da, a fost bagaj. Mergem după Turcia. Nu, bă, eu am altă treabă. Nu pot să cred că ai făcut. N-ai, bă, nu mai treabă. Nu pot să... Asta e reală. Da, bă. Și de ce? Pentru că mereu zici că e altă treabă și mereu am mâini. Ratat, ai 23 de ani. Dar nu v-am văzut să mă înștiptulea. Da, bă. Cât să mă aștept? Pula lui. Mă, Meri, eu refuz să cred. Bă, cel mai frumos prank. Și aici mi-a arătat pe mail biletele. Nu am fost șocat, am zis, cred că o să fii real când mă văd în avion cu tine. Așa, ai zis tu cu aia pentru mine? Da, bă. Și o să vorbesc să-mi fac și un control să știu că n-aș lucra tine. Ia. Mamă, bă, dar ce bine cum a filmat el tot. Mamă, deci hai să totuși să vă povestesc, dacă tot și așa mai sunt jumate așa, să vă zic câteva chestii. Deci am ajuns aici cum ar veni, bă, ne-o luat ăștia, bă, erau niște dubioși, tot vorbea cu ăla, știi, care de la clinică, știi, bă, și-a zis că nu, că trebuie să fie acolo niște domn cu o pancardă pe care scrie numele vostru sau numele clinicii, ceva de genul, bă, și erau ăștia, erau doi așa, nu știu cum să zic, că nu vreau să jignez. Doi oameni așa foarte dubioși. M-am dus odată să văd, dar am văzut că n-aveau numele noastre, știi? Și am zis, bă, Denis, ăștia ne tranșează, bă, ori îi batem, îi stricăm acum, ori ne omoară ei pe noi și gata, ne-o băgat în dubă, ne-o stricat. Și aici am plecat, cum ai venit. În Turcia, eram în Istanbul. Aici eram hotel.
Ce soc? Deci gândiți-vă când ne-a zis numai de King Haji, bă, nu, o zis numai de cea mai bună cameră. Uite ce-o scris aici. King Haji, King Haji. Uite, am să-și pe gratis? Nu, nu. Nu mai fi așa țărat. Tu mă vezi acum? Dacă faci cumva nu și mă trage asta, ești... Dar ce bine că o filmat terminatul tot. Bă, fiți atenți, aici era la hotel. Am plecat de aici, ne-am trezit la 6 și am mâncat aici acasă și aici era deja 5 seara când am mâncat. Adică noi nu mai mâncasem. N-am mâncat 12 ori, 11 ori, cum ar fi. La restaurantele astea așa, să mai aduc, știi, așa, un aperitiv de ăsta, nu știu, ne-a dat un fel de iaurt cu măsline și un fel de ceva pâine de-a lor, cum ar veni, știi? Și aia era așa, să guștele acă. Am luat pâine, am mâncat-o pe toată. Bă, am întrebat la excuse me, one more bread, știi cum am zis, if you want, if you can, știți din partea casei, frumos, dacă nu, nu. Aici era dimineața următoare și aici tot la 6 dimineața, în timp ce mergeam spre clinică. Ia uite. What the fuck? Yo, what the fuck is this, Snick? Yo, Snick, what the fuck is this? Uite, uite aici, uite aici, Snickulețule. Ia, 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 wow, what the... Ok, guys, ok. Vrem totuși să comparăm, există totuși un grad de comparație. Cum este să am păr, what the fuck, cum? Ia, ho, mai dă așa, ia uite, vinde, vinde, hop. Ia uite-l. Ia uite-l. Frumos, tată. Bă, nu vine să cred că s-a întâmplat asta. Ia uite-l, nu mai simt el. Iau ce mă desenat. Ii și 0 pe capul meu. Nu mai pot de somn, îl aștept deja peste de vreo 3 ore jumate cu intrarea la 12 și cred că mai durează încă vreo 4 ore jumate. Între timp am vorbit și eu cu doctorii, mi-a zis că încă-s bine cu părul. Dar o să încep să iau așa tratamente ca să n-ajung ca fratele. Doamna așa să vin să văd și pe ăsta cu păr, să aibă și el păr ca meu așa. Mica, update, ceasul e 5 după amiaza, 5 și 3 minute. Și ne-am plecat la 6 dimineața. Să-mi iau și o încărcătură, că nu mai am baterie la telefon. Și bă, mi s-a părut atât de ciudat că l-am văzut acum cum îi băgau fierlic pe aici, bă, și l-am văzut cu păr, bă, bă, mi s-a părut atât de ciudat. Și am zis, bă, ăsta sigur e frate, mi-a vrut să întreb, nu, doctor, sigur e frate, mi-a că el n-avea păr în cap. Da, mi-a zis că mai durează încă vreo 3 ore, așa. Dar ce m-a așteptat ăsta? Mă așteptam încă 3, că... 5 ore pe holul ăla ești prost, 6, 7. 6:20, deja la șepe ăsta de vreo 6 ore jumate. Din păcate, mi-am luat și-mi și prostare pe ei că nu mai pot de foame. Să nu știu că mai durează, dar cred că mai bine mă duceam spre România, că aveam timp, mă și întorceam, pe sigur. Da, sincer. Mai jucam, mai editam un vlog. Și da, de-i să mă uit la frate. Ia uite-l, asta e după operații. Chiar o durut, sincer. Gen, tăteam așa, uiteam, te morți. Mânea să-l lua pe turcul ăla, ești prost? Ziceam, yes, pain, yes, pain, yes, brother. Gen, chiar zici că eram tu te înștai. Când m-am pus pe vecea, am dat capul de clasă. Da, bă, și-o întrebat așa, ei, ni injuri, ceva de ce, m-am văzut cu sânge la cap acolo. Ei, zic că-i dat cu capul. Ascultați-o, leac. Bă, am dat capul de clasă, m-am așteptat pe vecea și când să mă ridic, am dat cu capul de clasă, am zis, bă, de ce, am pregătit, așa îmi venea. Păi, deci cum ar veni, aveam toaletă și m-am dus la baie, știi? Numai că ușa venea așa când se deschidea și tot se ducea așa până dădeam toaletă, știi? Păi stăteam așa plecat pe toaletă cum ar veni și s-a deschis ușa aia. A venit până aproape de mine și eu n-am văzut că a venit. Bă, și când m-am ridicat așa de pe toaletă, bă, venea, a venit cu colțul, direct în colțul la clanța de la ușă. Atunci, uite, așa l-am pregătit, hop. Și dacă îi dau una, o scot din bala mare. Și după mi-am amintit, când am ajuns la hotelul ăla, ne-au zis să-i dăm 100 de euro. În caz de se strică ceva din cameră, să plătească direct de acolo, știi? Și am zis, nu, că vreau 100 înapoi. Ia. Bă, îți mă drept, cine pur armă ți-ai făcut asta, așa acum, să ți-l ții, bă. Bă, dar ce nebunii. Ce pop, alo? Da, ce cum a fost, băi, mamă? Ia, uite-l. Bă, frate, da, ce bani. Și aici deja plecam. Am stat 3 zile. În avion. Și aici m-am dus acasă. Ce bătăușoasă abii, bă? Uitați-vă, abonați, să lăsați voi în comentarii acolo jos. Îmi spuneți dacă o merita să-și facă în transplant sau nu. O meritat. Deci, pe canalul Ratații, o să vedeți acolo. Respect. Mai am care au fost treaba cu transplantul. Ce eu zis doctorul, ce bătăi de cap am avut prin torcea și toate astea. Zic că o merita toată bătaia de cap, ca măcar să-l vedem acum cu păr în cap. Director Denis Ștefan, producător. Producător executiv Denis Ștefan.
Regizor, Denis Ștefan. Director de imagine, Denis Ștefan. Director artistic, Denis Ștefan. Ma, uite cum stăteam aici, mere, aici nu puteam să mănânc, deci nu puteam să mănânc de durere, ești prost. A, uite cum stăteam, mă închinam la mâncarea asta ca să pot să mănânc. Investitor de niște bani, sponsor oficial de niște bani. Aici era un aeroport, editor de niște fan, casting de niște bani, Nic Luci. Pacienți Nic Luci. Mi s-a umflat foarte tare fața și mi s-a depărtat ochii cum ar fi. Așa mi s-a umflat nasul și fruntea. Dar aici mi-a făcut prima poză, eram exact aici. Pentru că s-a urcat el de râs cât mi s-a umflat și capul cum ar veni. Personajul principal, Nic Luci, actor de suferință, Nic Luci. Mulțumiri speciale de aici, Ștefan, bă, ești frate. Bă, sincer, tare rău de tot vlogul. Bă, dar e bine că o filmat, eu n-am filmat nimic, ați dai seama, dar ce chef avea mea să filmez cu aia. Maxim o să fac un TikTok unde o să povestesc costurile și toată chestia asta, cât o dat, cât o făcut, știi, cât costă treaba asta, în caz că o să vrea să-și mai facă cineva. În momentul în care filmez asta, o trecut, asta e a 12-a zi cum ar veni, mai am 2 zile și o să termin cu tratamentul ăsta. Dacă vedeți aici, trebuie să urmez un tratament, mă dau cu o cremă, ceva, las jumătate de oră, după care mă dau tot cu un șampun special și... am frecat așa o săptămână, știi, doar am atins. Mi-a scos 3500 de firi de aici și mi-a băgat 3500 de firi aici, bă. Cel mai tare o durut, vă zic sincer, injecțiile de anestezie, când mi-au făcut vreo 40, mă jur, 40 de injecții în cap. Bă, la un dat venea să-l bat pe turul clasic, cum stăteam așa anesteziat, moale, dădeam așa, știi. Durat 40 de minute numai să-ți fac injecțiile alea, după care vreo 2 ori numai să-mi scoată firile din cap, după care 6-7 ori numai să... îmi pună firile în cap, știi? Și am urmat un tratament, ia uitați aici dacă vedeți, frumos, mie mi s-a făcut coja aici, știi? Și trebuia să mă dau în fiecare seară, timp de 2 săptămâni m-am dat cu cremă. Acum nu mai am coji când vedeți voi astea. Uite, aici am cât să văd cojile, nu știu dacă se vede, să mai dau zoom așa, să văd cojile, știi? Aici cum ar veni păr. Nu-i freza mea permanentă, de acum cum ar veni, timp de o lună, tot ce vedeți aici, toate firile pe care mi le-au implantat, o să-mi cadă, adică o să fiu iar chel. Și după care, abia de atunci o să înceapă să-mi crească normal și să facă mai tare, știi cum sunt astea de pe aici. O lună n-am voie să mă tund și după care, nu mai știu cât o zis, 3 luni n-am voie să mă dau deloc, gen, să mă tund normal, știi? Am voie doar să cu farfecă așa, știi, să trag de păr să mă tund. O să am așa o freză de asta, cum aveam, dar aici deja a început să-mi cadă, știi? Acum o să fie drept. O săptămână n-am putut să dorm deloc. Primele 2 zile când am venit, o trebuie să dorm numai așa drept, pentru că n-aveam voie să ating absolut deloc. Mi-au curs sânge 2 zile, după care toată săptămâna aia n-am putut deloc, știi, să dorm, pentru că nu puteam, mă dorea foarte tare, nu puteam să ating deloc cu capul, știi, perna, și n-am voie să ating încă perna, știi, abia de acum am voie să dorm normal și ușor, ușor să mă întorc pe păr. Las vlogul lui fratele meu în caz că, măcar dacă vreți să veniți să-l vedeți separat, să-i dați un like și să vă abonați la fratele meu, că frumos. Cam asta-i treaba, îi mulțumesc din nou lui fratele meu pentru toată surpriza asta frumoasă. Vă pup, postăm-și pe canalul de gaming, gata, revenim acolo puternic rău de tot. Vreau până la Crăciun să-i dăm așa puternic rău de tot și să facem treabă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu ca de fiecare dată, ce să vă mai zic. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!